Armăsarii crescuți la Herghelia sâmbăta de jos au fost apreciați la o competiție internațională desfășurată în Slovacia cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea acestei herghelii. România a fost reprezentată de hergheliile de stat prin Rom Silva la toate cele patru rase și a câștigat locul întâi cu Lipițanul, Hutulul și Saghia, iar Pur Sânge Crab a luat locul 2. Armăsarul a fost prezentat de antrenoarea hergheliei Georgiana Neselian. Herghelia sâmbăta la concurs internațional de frumusețe organizat de Herghelia Topolcean din Slovacia, cu împlinirea 100 de ani de existența acestei herghelii. În acest concurs au participat patru rase de capaline, șaghi arab, sânge arab, busul și lipițan. Noi am dus la Topolcean doi armăsari, un armăsar de 5 ani, care a concurat la categoria 46 ani și în armătar de 70 ani din linia Pavurii, iar cel tânăr a fost linia Maestosu. Astfel că cu cel cu armătarul tânăr am reușit să câștigăm locul întâi la categoria 46 ani și totodată armătarul Maestosu 53-10 a câștigat și locul întâi la categoria armătar seniori, adică a fost cel mai bun armătar lipitan prezentat în concurs cu vârsta între 4 și 20 de ani. Săptămâna viitoare, unul dintre antrenorii Hergheliei Sâmbăta de Jos va participa la o competiție mondială. Anul acesta am încheiat activitatea competițională. Ultima competiție a fost campionatul european de 4 cai de la Budapesta. Iar colegul nostru, care este antrenorul, nu mai participă săptămâna viitoare la campionatul mondial de 2 cai de această dată din Olanda. Și cu asta s-a încheiat activitatea competițională de anul 2021.